Ministerul Educației anunță că a transmis spre publicare în Monitorul Oficial noul regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, ROFUIP 2024. Potrivit noului regulament, fiecare școală din România va avea, începând din septembrie anul acesta, sală de detenție, după modelul american, introdusă oficial de noul statut al elevului, unde vor fi supravegheați cei care deranjează orele. În cazul elevilor care în timpul orelor manifestă comportamente care afectează desfășurarea acestora, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală în timpul orei respective într-un alt spațiu. În acest caz sunt obligatorii supravegherea elevului de către un alt cadru didactic sau didactic auxiliar și informarea părintelui. Cadrul didactic poate lua această decizie doar pentru propria oră de curs. Pentru respectiva oră, elevului i se consemnează absență. Sub supraveghere, cadrele didactice pot decide să le dea lectură suplimentară elevilor sau să îi pună să completeze diverse fișe de lucru. Se arată în comunicarea Ministerului Educației. Noul regulament și statut al elevului prevede și restricții privind utilizarea telefoanelor mobile în școli. Astfel, utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs este interzisă, cu excepția cazurilor în care acestea sunt folosite în scop educativ și cu acordul cadrului didactic. Ministerul Educației a subliniat că nerespectarea acestei interdicții poate duce la confiscarea temporară a telefoanelor de către personalul școlii, acestea fiind restituite părinților sau elevilor majori la sfârșitul zilei.